inconștiență de copil mic. Știți copiii aia mici care se duc spre priză să bage degetul, sau copiii ăștia mici care știu că exact aia nu trebuie să faci, am făcut și eu. Pentru că în a doua afacere au venit alții să mă ia lângă ei, că au zis: "Bă, tu te pricepi la business." Și au zis: "Hai să facem un business acum, un club mai mare în centrul orașului, în Timișoara." Eu am zis: "Perfect, vin și eu să pun bani împreună." Eu eram project managerul și ei tot mă întrebau: "Când o să ne recuperăm banii?" Eu mă uitam la ei și zic: "Ce întrebări sunt astea? De unde să știu eu?" Bineînțeles că n-am făcut niciun plan. Business-ul a pornit strâmb, n-am avut bani suficienți de pornire, nu ne-am estimat corect bugetul inițial. Clubul care trebuia să arate într-un fel la jumătate, oamenii care au venit n-aveau suficiente produse pentru că n-am reușit să facem parteneriate. A fost încă de la început un dezastru. După 2 ani de zile, din nou, faliment.